Vești bune pentru severinenii care vor să scape de mașina veche fără să-și cumpere una nouă. Sesiunea de finanțare pentru programul Rabla Local 2023 a fost deschisă oficial de autorități. Din 21 aprilie, primăriile pot depune cererile de finanțare către Agenția Fondului pentru Mediu. Atenție însă, aceasta este doar prima etapă a programului. Abia după înscrierea primăriei în proiect, municipalitatea va deschide sesiunea de primire a cererilor și le va putea oferi cetățenilor suma de 3.000 de lei în schimbul predării unui autovehicul vechi. Concret, după ce se încheie înscrierea primăriilor în proiectul Rabla Local, acestea vor putea primi cereri de la cetățenii care vor să se înscrie în acest proiect. Astfel, proprietarul unei mașini vechi poate să îl predea spre casare, fără a fi obligat să își cumpere o mașină nouă. Municipalitatea le va oferi cetățenilor suma de 3.000 de lei. Primăria Severinului a anunțat astăzi că se va înscrie în programul Rabla Local și urmează să ofere finanțare pentru aproximativ 1.000 de mașini vechi de pe raza municipiului. Cetățeni, efectiv, depunerile vor începe după luna mai, dar este important ca astăzi să le spunem oamenilor ce obligații au, ce documente trebuie să depună, să se poată înscrie la acest program care se cheamă Rabla Local. În primul rând, primăria va trebui la rândul ei să se înscrie în acest proiect între 21 și 28 aprilie, urmând ca în decurs de o lună să primim toată documentația, să o dăm mai departe cetățenilor să se poată înscrie. Autoturismul care urmează să fie casat trebuie să fie înregistrat în evidențele primăriei și să aibă la data solicitării o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricației. Norma de poluare trebuie să fie Euro 3 sau mai mică, iar vehiculul trebuie să conțină componente esențiale, de la motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, până la echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și catalizator. Cei care vor solicita bani pentru casarea mașinii trebuie să îndeplinească următoarele condiții. Să aibă domiciliul în Drobeta, Turnul Severin, să fie proprietarul mașinii de cel puțin 5 ani, să nu aibă restanțe de plată către bugetul de stat și local, să nu fi primit finanțare din alte fonduri sau programe pentru același autovehicul, proprietarul mașinii se angajează să predea spre casare și să radieze mașina. În termen de 3 ani de la primirea stimulentului, nu va achiziționa un autoturism cu normă de poluare Euro 5 sau mai mică. Ce înseamnă asta? Nu sunt oamenii pot face ce doresc ei cu banii, dar dacă se hotărăsc ca în decurs de 3 ani să cumpere o altă mașină, va trebui să aibă cel puțin Euro 6. În funcție de numărul de cetățeni care se vor înscrie în programul Rabla, acesta ar putea fi extins la Drobeta, Turnul Severin. Din cei 3.000 de lei primiți pentru casarea unei mașini vechi, 2.400 de lei vin de la Agenția Fondului pentru Mediu, iar 600 de lei reprezintă contribuția primăriei.